Este avalanșă de cazuri de gripă la Spitalul Județean din Târgu Jiu. Adulți și copii au fost internați în ultima săptămână cu diferite afecțiuni sau COVID. În prezent, în secția de boli infecțioase, avem internați 8 pacienți adulți cu gripă, 5 pacienți cu gripă de tip A și restul cu gripă de tip B, dar și 9 pacienți diagnosticați cu coronavirus și alți 12 care au probleme respiratorii, dar și enterocolite. În perioada 9 ianuarie, 16 ianuarie, în secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu au fost internați 40 de copii cu diverse afecțiuni respiratorii, marea majoritate dintre aceștia cu viroze respiratorii, dar și cu gripă, pneumonii și bronșolite. Printre pacienții internați în Spitalul Județean Târgu Jiu se află și copii, unii dintre micuți, chiar bebeluși. În secția pediatrie se află internați 26 de copii. Dintre aceștia, 5 sunt diagnosticați cu gripă, grupa de vârstă fiind 0-1 an, iar 21 de pacienți sunt diagnosticați cu diverse afecțiuni respiratorii. Dintre micuții diagnosticați cu virusul gripal, 3 sunt cu gripă de tip A, unul cu gripă de tip B și un copil cu ambele tipuri de gripă. Cei mai mulți dintre pacienții internați au, așa cum spuneam, vârsta cuprinsă între câteva luni și 4 sau 5 ani. La internare, toți copiii sunt testați PCR pentru a afla dacă sunt infectați cu virusul SARS-CoV-2 și testați pentru a depista dacă au gripă. Medicii îi sfătuiesc pe părinți să evite zonele aglomerate, dar și contactul cu persoanele bolnave și de asemenea le recomandă să se adreseze și medicilor de familie sau celor din centrele de permanență înainte de a veni la camera de gardă din spital. Pentru a fi evitată aglomerarea camerei de gardă pediatrie, conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a decis înființarea celei de-a doua ture în cabinetul pediatrie din ambulatoriul integrat. Din data de 5 ianuarie funcționează a doua tură în policlinică. Astfel, părinții pot aduce micuții la consult de luni până vineri în intervalul orar 7:14 și 14:21 în baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie și a certificatului de naștere al copiilor.